a partidului nostru. Respectiv, având această armată, să spunem, de consilieri care susține inițiativa și nu ne susțin pe noi, dar ei susțin inițiativa, putem să mergem înainte cu un alt considerare și să fim siguri că acești funcționari, a cărui exemplu i-am văzut astăzi aici, poate chiar și nu o să fie sancționați, dar cel puțin o să li se arete cum într-adevăr trebuie să lucreze, pentru că pe lângă faptul că au avut o atitudine neprofesională față de proiect în sine, faptul că au scuipat în fața celor 10.000 de semnatari a petiției noastre, faptul că au scuipat în fața noastră prin acele argumente care ne le-au dat, nu este deloc reprezentativ. Și simt, ideal pentru noi ar fi ca ei să fie sancționați, pentru chiar și lucrul că evenimentul care l-am văzut aici cu ridicarea de la masă și da, acele scene de teatru de la domnul Morgoci, pe care îl apreciem atât de mult, este o lipsă totală, măcar de bun simț. Și asta eu o spun cu totală responsabilitate pentru cuvintele mele. Că nu e normal ca un oraș să fie administrat de oameni care nu au măcar valorile umane necesare pentru a comunica cu oamenii. Și de asta cerem Consiliul Municipal să facă aceste lucruri și cerem ca asta să facă în termen cât mai restrâns și repet că noi nu suntem acei care bat cu pumnul mască, mâine trebuie să fie transport public noapte. Dacă Consiliul Municipal o să decide că nu sunt bani anul ăsta, ok, avem un studiu de fezabilitate, lăsăm pe anul viitor. Poate anul viitor o să fie bani și el o să fie introdus. Noi nu insistăm asupra.